Hai, ziceți-ne dumneavoastră câteva cuvinte. Bună ziua, dragi consilieri! Uitați că astăzi vom face ședința Consiliului Local online. Sigur că sunt probleme, suntem la început și să sperăm că vom duce la bun sfârșit ședința noastră. O să-i dau cuvântul doamnei secretare să prezinte, adică nu, să aprob, să prezinte ordinea de zi, după care vom intra... Discutăm pe seama proiectelor de hotărâre și solicităm votul dumneavoastră la momentul respectiv. Vă mulțumesc! Nu. Vă solicit aprobarea procesului verbal al ședinței din luna aprilie, din luna martie 2020. Dacă sunteți de acord. Domnul Alexe Ambrozie. Da. Da, sunt de acord. Da. Domnul Ambrozie, sunteți de acord cu procesul verbal din luna martie? Sunt de acord. Da. Domnul Ambrozie. Sunt de acord. Sunteți de acord, da? Domnul Barinte Ucel, sunteți de acord? De acord. Bun. Numai puțin. Domnul Barinte. Numai puțin că eu trebuie să vă citesc pe rând. Dumneavoastră îmi răspundeți exact în funcție de cum vă scrii. Domnul Bengenaru Nicu. Da, sunt de acord. Domnul Bortoș Cornel. Sunt de acord. Domnul Bodea Gheorghe. Domnul Bodea Gheorghe, sunteți de acord cu procesul verbal? Domnul Bodea. Da. Doamna Bortoș Gabriela. Doamna Bortoș Gabriela. Gabriela Bortoș, este de acord? Dar și dânsa e tot aici. Nu? Da, dar se... Da, m-a încercat și la dânsa. Domnul Bortoș Gabriel. Da, sunt de acord. Domnul Bortoș Copaud. Sunt de acord. Nu se aude, domnul Ungureanu. Deci nu se aude. Doamna secretar, la dumneavoastră cred că este problema. E problema la dumneavoastră, doamna secretar, că noi azim tot. Da, dar la mine nu se aude. Daniela, domnul Butucaru Daniela, de acord? De acord. Dorboș Valentin. Dorboș Valentin. Este. Domnul Lenghen. Da, sunt de acord. Domnul Rotaru Ciril. De acord. Domnul Trifan Daniel. De acord. Domnul Unguru Viorel. Da, sunt de acord. Bine, deci... Gabriela Bortoș, ești de acord cu procesul verbal al ședinței din luna martie? Da, am înțeles. Acum voi da citire ordinei de zi. Acum voi da citire ordinei de zi pe care o să o supun spre aprobare. Și am să vă rog să răspundeți numai când sunteți întrebați, da? Da. Bun. Da. Având în vedere dispozițiile articolului 133, alin 1, litera alin 1, artul 134, alin 1, litera A și alin 5 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, primarul comunei Pârgărești dispune: se convoacă Consiliul Local al Comunei Pârgărești de Sulbacă în ședință ordinară pentru data de joi, 21 mai 2020, orele 9:30, cu proiectul ordinei de zi prevăzut în anexa parte integrală. Ședința în plena Consiliului Local se va desfășura în sistem de videoconferință conform unei proceduri provizorii de organizare și exprimare vot. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi trimise consilierilor locali prin corespondență electronică
la adresele de e-mail ale domnilor consilieri. Se convoacă la sediul primăriei, în data de 19.05.2020, comisiile de specialitate ale Consiliului Local, vederea desfășurării ședințelor pe comisii, după cum urmează. La ora 10, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărare, Ordine Publică, a drepturilor și cetățenilor, respectiv domnul Borcov, domnul Bejenaru, domnul Rotaru, domnul Lenchen și domnul Dorgoș Valentin. La ora 11, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Acrement, respectiv domnul Bodea, domnul Balin și doamna Butucaru Daniela. La ora 12, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului și Comerț, respectiv domnul Botoș Cornel, Alexe Ambrozie, Botoș Gabriela, Trifan Daniel și Unguru Viorel. Consilierii locali vor fi informați din timp despre modul de desfășurare a videoconferinței și se vor face recomandări pentru respectarea metodologiei și felului în care se va desfășura ședința în plen. Proiectul ordinei de zi cuprinde următoarele. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Comunei Pârgărești pentru perioada mai-iulie 2020. Alo! Primarul Comunei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Pârgărești, județul Bacău, aprobat prin HCL numărul 60, din 26 septembrie 2019. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Pârgărești în sistem de videoconferință. Inițiator primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pe trimestrul 1 al anului 2020. Inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea de sume bănești unităților de cult religios în Comuna Pârgărești, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. Inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice pe date. Inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării din bugetul local a obiectivului investițional construire bazin vitanjabil etanș în stat Pârgărești, Comuna Pârgărești. Inițiator primarul Comunei. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investițional înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici și a devizului general la investiția, reabilitare și extindere sediu primăriei respectiv. Schimbat soluții acoperiș, învelopare, construire spațiu centrală tehnică și magazie. În Comuna Pârgărești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici general la investiția înființare teren multisport 4x20 metri liniar cu gazon sintetic. Proiect și execuție
și împrejmuire cu gard la școala gimnazială Dumitru Mătrinaș din satul Pârgărești, comuna Pârgărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de investiții pentru anul 2020. Inițiator primarul comunei. Și ultimul punct, 14, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2020, inițiator primarul comunei. Având în vedere solicitarea membrilor comisiilor de specialitate din data de 19 mai 2020, se retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre numărul 5, respectiv repartizarea de supe Bănești unităților de cult religios din comuna Pârgărești, județul Bacău, pentru anul 2020, care va fi introdus pe ordinea de zi a lunii iunie. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă. Domnul Alexe Ambrozie. Sunteți de acord cu ordinea de zi propusă? Doamne, am o completare. Eu aș vrea să discutăm astăzi punctul 5 cu cultul religios. Păi ați fost la comisia de... Doar dumneavoastră ați solicitat la comisie. Asta... Doamne, tu se întâmplă două comisii. Noi nu mai aveam un potro. Poftim? Deja cu secretul de comisii la interlocutor care a dat capitolul la timp. Și a trebuit să ducem. Dar corect ar fi putem acum. Să votăm acum. Nu, deci eu vreau să vă întreb. Domnul Ambrozie, eu v-am întrebat altceva. Sunteți de acord cu ordinea de zi sau nu sunteți? Eu aia v-am întrebat. Nu sunt de acord. Deci nu sunteți de acord ca pe ordinea de zi să fie retras? Eu nu înțeles. Ce nu sunteți de acord? Nu sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a punctului 5. Am înțeles. Deci nu sunteți de acord cu retragerea punctului 5. Bun. Păi atunci haideți să votăm cu toții, din cei poate, din cei care n-au fost la ședințele de comisii, nu sunt de acord. Haideți ca să vedem. Deci dumneavoastră, Alexe Ambrozie... Doamna secretar, o rugăminte. Dar din ce cauză s-a retras punctul 5? S-a pus pe luna iunie? Am să vă spun, la solicitarea domnilor consilieri, știți, noi în comună avem 6 unități de cult. Da. Deci numai 5 din unitățile de cult au depus până la această dată cereri pentru... solicitări pentru aceste sume bănești. A șasea unitate de cult nu a depus pentru că, am înțeles, nu a avut cunoștință de acest fapt. Și atunci la propunerea la comisii, la fiecare comisie, înțelegeți, asta s-a discutat, inclusiv la comisia domnului Alexe Ambrozie. Da? Ca să depună și această unitate de cult, cerere și să-i fie și ei repartizată o sumă bănească, cum este și la celelalte 5 unități de cult. Acesta este motivul. Ok, am înțeles. Sunteți de acord? Poftim? Da, am înțeles acum. Ați înțeles, bun. Haideți acum ca să aprobăm întâi retragerea sau neretragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, da? Deci domnul Alexe Ambrozie nu a fost de acord. Domnul Balinte Ugen, sunteți sau nu sunteți de acord? Mă abțin. Abțin. Bun. Domnul Bejenaru Nicu. Sunt de acord. Sunteți de acord. Domnul Bortoș Cornel. Bortoș Cornel, sunteți de acord cu retragerea punctului 5? Normal era vorba de acum în martie, în mai, ca să băgăm noi pentru culte. Acum mergem încă o lună de zile înainte, cum facem?
Păi nu, deci eu v-am întrebat, eu v-am zis, dumneavoastră îmi răspundeți. Eu nu vă aud mai mult, eu nu comentez. Acum votăm dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu retragere, că nu e nicio problemă. Și nu sunt de acord. Nu mai este rezultatul. Nu sunt de acord ca să retrageți acum luna asta. Deci luna asta trebuie dată la scurs. Bun. Domnul Bodea. Da, mai... Am mai discutat-o, da? Sunt de acord, dar numai că, vedeți dumneavoastră, i-au întârziat cu documentația, trebuia depus mai demult. Bine, eu știu, de dumneavoastră am fost și ca și dumneavoastră de comisie. Haideți ca să zic o dată, atunci stăm până la 12. Deci ați înțeles, stăm până la 12, dacă nu-mi răspundeți stic la ceea ce vă întreb, da? Deci sunteți sau nu sunteți de acord? Sunt de acord. Nu prea vă aud ca lumea. Bun. Bortoș Gabriela, ești de acord sau nu ești de acord? Sunt de acord pentru anulare. Bun. Bortoș Gabriel, sunteți sau nu sunteți de acord cu retragerea? Nu sunt de acord. Nu sunteți de acord. Bun. Butucaru Daniela. De acord. Ești de acord. Dorgoș Valentin. Dorgoș Valentin. Nu este. Lenghel, domnul Lenghel. Nu sunt de acord. Nu sunteți. Bun. Rotaru Ciril. Nu sunt de acord. Nu sunteți, da? Nu. Trifan Daniel. Sunt de acord. Da. Și domnul Unguru Viorel. Domnul Unguru. Ba, dragi. Domnul Unguru, sunteți de acord cu retragerea punctului 5? Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Și acum să vă spun cât da, ai... Înțeles, sunt de acord. Da, nu, abținere. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de nu, o abținere și 1... 2, 3, 4, 5, 6. Deci a ieșit asta. 6 de da, 5 de nu și o abținere. Ceea ce înseamnă că proiectul va fi amânat. Da? Foarte bine. Proiectul va fi amânat pentru luna iunie. Acum votăm ordinea de zi. Domnul Alexe Ambrozie, sunteți de acord cu ordinea de zi propusă? Da. Domnul Balint Eugen, sunteți de acord cu ordinea de zi propusă? De acord. Domnul Bejenaru Nicu. De acord. Domnul Bortoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. De acord. Domnul, doamna Bortoș Gabriela. Gabriela, cu ordinea de zi. Da. Domnul Borto Gabriel. Da. Doamna Butucaru Daniela. Daniela. Dar sunt în același loc cu domnul. Nu mai zici. Bine. Da, știu. Da. Domnul Lenghen, sunteți de acord? Da, sunt de acord. Bun, domnul Rotaru Ciril, sunteți de acord? De acord. Domnul Trifan Daniel, sunteți de acord? Da, sunt de acord, da. Domnul Unguru Viorel, sunteți de acord? Domnul Unguru, sunteți de acord? Ăla nu aude, uite. Este că doar o fost. Domnul Ungureanu, n-am semnal. Da, măcar să vă aud, domnul Unguru. Acum vă aud și noi. Deci, da,
Domnul Borto Gabriel, sunteți de acord? Da, sunt de acord, am răspuns numai că nu m-ați, sunt de acord. Da, Daniela Butucaru, de acord? De acord. Da. Și domnul Unguru Viorel, sunteți de acord? Am zis da, dar nu s-a auzit, da. Îmi cer scuze, gata. Am terminat cu ordinea de zi. Acum intrăm spre aprobare proiectele de hotărâre. Având în vedere propunerea din luna martie pentru președintele de ședință. Spuneți-l, domnul Gureanu, să mai sune pe acasă. Domnul Gureanu, am o mare rugăminte. Vă rog frumos, mai încercați la domnul Dorvoș, că a dat telefon și este acasă și așteaptă să mai fie sunat. Vă rog din inimă. Da. Deci trecem la punctul 1 al ordinei de zi. Și la Botoș Gabriela, domnul Gureanu, vă rog. Da. Butucaru este în birou la mine, nu mai sunați că nu o să avem. Se vede la. Pentru Butucaru, pentru Botoș Gabriela și Dorvoș Valentin. Botoș Gabriela, Botoș Gabriela și Botoș. Bun, acum trecem la punctul 1 al ordinei de zi. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Pârgărești, domnul consilier Bejenaru Nicu, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta în lunile mai iulie 2020. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Domnul Ambrozie, sunteți de acord? Da. Domnul Balinte Ugen. De acord. Domnul Botoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. Da, da. Doamna Botoș Gabriela. Domnul Borto Gabriel. Da, sunt de acord. Doamna Butucaru Daniela. Domnul Dorvoș Valentin. Domnul Lenghe Mihai Emil. De acord. Domnul Rotaru Ciril. De acord. Domnul Trifan Daniel. Da, doamnă, da, de acord. Domnul Unguru Viorel. Da, doamnă, sunt de acord. Vă rog mult de tot, domnul Ungureanu, mai dați încă o dată la Botoș Gabriela și Dorvoș Valentin. A fost, Gabriela a fost și până acum în online, dar cine știe ce s-a întâmplat. Bun, punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Pârgărești, județul Bacău, aprobat prin HPL numărul 60 din 26 septembrie 2019. Se aprobă modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Pârgărești, aprobat prin HCL 60 din 26.9.2019, după cum urmează. La articolul 27 al capitolului 4, respectiv funcționarea Consiliului Local, secțiunea desfășurarea ședințelor Consiliului Local, se introduce aliniatul 18, care va avea următorul cuprins. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremur, terorism și atenție consilierilor locali la desfășurarea ședințelor Consiliului Local, respectiv a ședințelor ordinare, extraordinare sau de îndată, inclusiv comisiile de specialitate, acestea se vor desfășura prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărârea Consiliului Local cu majoritatea simplă, respectiv 7 voturi. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general
al unității administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței. Celelalte prevedere ale regulamentului de organizare funcționare al Comunei Bârgărești, aprobat prin HCL 60 din 26.9.2019, rămân neschimbate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Domnul Alexe Ambrozie. Da. Domnul Balint Eugen. Da. Domnul Bejenaru Nicu. Da. Domnul Bortoș Cornel. Da. Domnul Bodea Gheorghe. Bodea Gheorghe. Da, a avut până acum. Da. Am înțeles. Bortoș Gabriela. Da, sunt de acord. Domnul Bortoș Gabriel. Da, sunt de acord. Domnul Butucaru Daniela. Da. Dorgoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. Sunt de acord. Rotaru Ciril. Da, de acord. Ștefan Daniel. De acord, doamnă. Unguru Viorel. Da. Unguru Viorel, da? Da, da. Sunt de acord. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii. Așa. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Târgărești în sistem de videoconferință. Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor Consiliului Local și al comisiilor de specialitate prin mijloace electronice conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Domnul Alexe Ambrozie. Da. Domnul Balint Eugen. Da. Domnul Bejenaru Nicu. Da. Domnul Bortoș Cornel. Da. Domnul Bodea Gheorghe. Domnul doamna Bortoș Gabriela. Da. Domnul Bortoș Gabriel. Da. Domnul Bortoș. Da. Butucaru Daniela. Da. Dorgoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. Da. Rotaru Ciril. Da, de acord. Ștefan Daniel. Da, doamnă. Unguru Viorel. Unguru Viorel. Da. Domnul Unguru, sunteți de acord? Da? De acord. Bine. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 1 al anului 2020. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuiele al Comunei Târgărești pe trimestrul 1 al anului 2020 în valoare totală de 1.198.154,51 lei, după cum urmează, la secțiunea de funcționare 1.168.154,51 lei, și la secțiunea de dezvoltare 30.000 lei. Se aprobă execuția. Poftim. N-am înțeles ce a zis domnul Ungureanu. Nu s-a auzit bine, dumneavoastră, nu știu. O stați apă de face microfonii, nu s-a auzit. Auziți pe mine bine? Noi vă auzim bine. Să meargă să-l aducă și de-a cu partea. Da.
Acum da, vă aud bine. Acum am auzit bine. Se aprobă execuția cheltuielilor. Da, acum da, acum s-a auzit. Gata, măi, termină, să termină, da, asta, măi. Da. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local al Comunei Pârgărești pe trimestrul 1 al anului 2020 în valoare totală de 707.653, din care 682.736,26 lei la secțiunea de funcționare și 24.916,74 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Domnul Alexe Ambrozie. De acord. Domnul Părinte Eugen. De acord. Domnul Dejenaru Nicu. De acord. Domnul Botoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. Domnul Bot... Poftim? Da, da, da. Botoș Gabriela. Da. Botoș Gabriel. Da. Butucaru Daniela. Da. Dorgoș Valentin. Lenghe Mihai Emil. Da. Rotaru Ciril. Da. Rifan Daniel. De acord, doamne. Și Unguru Viorel. Domnul Unguru. Iar noi. N-are semnal. Domnul Unguru. Este, n-are cum să nu fie. Domnul Unguru Viorel. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, domnul Unguru? Domnul Unguru, sunteți de acord? Ce-a zis? E de acord că n-am... Da, da, da. Bine, următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Se aprobă rectificarea în trimestrul 2 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești, județul Bacău, pentru anul 2020, după cum urmează. A. Se diminuează veniturile din cota directă de impozit pe venit, contul 040201, cu 1000 lei. D. Se diminuează veniturile din cote defalcate din impozitul pentru echilibrarea bugetelor locale, cont 040204, minus 24.000 lei. C. Se majorează veniturile din cota de TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cont 110206, cu 66.000 lei. D. Diferența favorabilă este în sumă de 41.000 lei, repartizată pe cheltuieli la capitolul 5103, Autorități Executive, titlul Bunuri și Servicii. Se validează dispoziția primarului Comunei Pârgărești numărul 79 din 28.04.2020, pentru virarea de credite bugetare în trimestrul 2 al anului 2020 de la capitolul 83.50.20, alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii, la capitolul 610520, apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru asigurarea măsurilor de combatere și prevenire și prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus COVID-19, după cum urmează. Se transferă suma de 15.000 lei de la capitolul 8350, titlul 20, alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii, la capitolul 6105, titlul 20, apărare, ordine publică și sigurare națională. Dacă sunteți de acord cu rectificarea propusă. Domnul Alexe Ambrozie, sunteți de acord? Sunt de acord. Domnul Părinte Eugen.
De acord. Domnul Nicu. De acord. Domnul Bortoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. Am înțeles. Bortoș Gabriela. Da, sunt de acord. Botoc Gabriel. De acord. Butucaru Daniela. Da. Torvoș Valentin. Lenghe Mihai Emil. De acord. Da, ziceți Mihai. Am spus să-l chem Lenghe Mihai. Da. Lenghe Mihai Emil, de acord, da? Da. Rotaru Cyril. De acord. Trifan Daniel. Da, doamnă, sunt de acord. Și Unguru Viorel. Da, sunt de acord. Vă mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre. Da. Păi da, normal. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2021 se indexează cu 3,8%, din cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile, nivelul impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează după caz de către Consiliul Local al Comunei Târgu Ocna, Târgărești, Doamne, prevăzut în anexele 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri. Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul 9, punctul 11, litera M, din normele metodologice de aplicare a legii 927/2005 privind codul fiscal aprobate prin hotărârea de guvern 1 pe 2016. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Domnul Alexe Ambrozie. Sunt de acord. Da. Valint Eugen. De acord. Bejenaru Nicu. De acord. Bortoș Cornel. De acord. Bodea Gheorghe. Bortoș Gabriela. Da. Borto Gabriel. Da. Butucaru Daniela. Da. Dorvoș Valentin. Lenghe Mihai Emil. Da. Rotaru Cyril. De acord. Trifan Daniel. De acord, doamne. Unguru Viorel. Sunt de acord, da. Imediat. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate. Se aprobă scoaterea din evidențele fiscale ale amenzilor prescrise provenite de la persoanele fizice decedate, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea debitelor persoanelor fizice decedate este de 96.343 lei. Persoanele fizice decedate care vor fi scăzute de debite sunt următoarele. Bejinaru Gabriel, din Comuna Pârgărești, Satul Nou, suma de 91.068 de lei. Doboș Flavian, Comuna Pârgărești, Sat Pârgărești,
870 de lei. Dorgoș Cornel, Comuna Pârgărești, Satul Nou, 500 lei. Galu Mihai, Comuna Pârgărești, Satul Nou, 1848. Bernard Ion, Comuna Pârgărești, Sat Pârgărești, 466. Sima Gheorghe, Comuna Pârgărești, Sat Pârgărești, 210. Și Rotaru Ștefan, Comuna Pârgărești, Satul Nou, 1381. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Domnul Alexe Ambrozie. Sunt de acord. Da. Domnul Balint Eugen. De acord. Bejenaru Nicu. De acord. Bortoș Cornel. De acord. Bortoș Gabriela. De acord. Borto Gabriel. De acord. Bodea Gheorghe. Butucaru Daniela. De acord. Dorgoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. De acord. Rotaru Ciril. De acord. Rifan Daniel. Da. Unguru Viorel. Da, sunt de acord. Bun. Vă mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului investițional înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă realizarea obiectivului investițional înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în Comuna Pârgărești, județul Bacău, denumit în continuare proiect. Se constată și se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și ape uzate în Comuna Pârgărești, județul Bacău, ce va fi finanțat din fonduri proprii și din fonduri atrase prin PNDL sau APIR sau PNDR. Se aprobă finanțarea proiectului pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin aceste fonduri, cum sunt cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, studii de teren, studii de specialitate, expertize tehnice, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținere avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, active necorporare, cheltuieli conexe organizărilor de șantier, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predarea la beneficiari. Aceste cheltuieli se realizează din excedentul de întregii salariilor precedenților. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Domnul Alexe Ambrozie. De acord. De acord. Alexe Ambrozie. De acord. Da. Domnul Balint Eugen. De acord. Bejenaru Nicu. Da. Bortoș Cornel. Da. Bode Gheorghe. Da. Bortoș Gabriela. Da. Bortoș. Butucaru Daniela. Da. Dorgoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. De acord. Rotaru Ciril. Da. Rifan Daniel. Da, doamnă. Și Unguru Viorel. Da. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la investiția de reabilitare, extindere și de primărie în Comuna Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economici a investiției reabilitare și extindere sediu primărie, respectiv schimba soluția acoperiș, amvelopare, construire spațiului centrală termică și gazie în Comuna Pârgărești, județul Bacău, după cum urmează.
Indicatori economici. Investiția este în valoare totală de 1.001.341,58 lei, din care valoare TVA 159.211,70 lei. Valoare investiție fără TVA 842.129,88. Valoarea C plus M a investiției cu TVA este de 840.191,51 lei, din care valoare TVA 134.148,93 lei și valoare fără TVA 706.043,28 lei. Aceste valori sunt stabilite la un curs euro din luna aprilie 2019 de 4,7550 lei. Indicatori tehnici. Durata de realizare a investiției este de 36 de luni. Capacități fizice. Extinderea propusă. Funcțiunea CT, magazie și casa scării. Dimensiunile maxime ale construcției 12,15 metri de înmulțit cu 3,20 de metri. Regim de înălțime P plus 1. Suprafață construită 36 metri pătrați. Suprafață desfășurată 72 de metri pătrați. Suprafață utilă 50,60 metri pătrați. Copertina propusă, copertina acces. Dimensiunile maxime ale construcției sunt 13,50 pe 1,30. Suprafața construită 17,55 metri pătrați. Suprafață desfășurată 17,55 metri pătrați și suprafață utilă 17,55 metri pătrați. Categoria de importanță a clădirii este D, construcție de importanță normală, conform hotărârii de guvern 766 pe 1997. Clasa de importanță a construcției 3. Construcția va avea următoarele caracteristici. Structura de rezistență este realizată din cadre de beton armat monolit C20x25 dispuse pe ambele direcții. Planșee din beton armat monolit peste parter și etaj cu grosime de 13 cm, acoperiș tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă în două ape. Stâlpii și grinzile de cadru vor avea secțiunea de 30x30 cm. Accesul între nivele se va face prin intermediul scării metalice existente. Închiderile exterioare și compartimentările interioare se vor executa din zidărie de cărămidă GVP 240x290x238 mm, categoria 1, grupa 2, mortar M100G. Pereții exteriori vor fi prevăzuți cu termosistem din polistiren expandat ignifugat de 10 cm cu conductivitate termică de mai mic de 0,037 bați pe Așa. Acoperișul clădirii existente va fi modificat parțial și racordat cu cel al extinderii propuse astfel. Desfacerea parțială a învelitorii existente, înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate, dacă este cazul, realizarea unei închideri de tip șarpantă în două ape și învelitoare din tablă țiglă, amenajarea perimetrului construcției în plan și pe verticală pentru evacuarea corespunzătoare a apelor meteorologice, gheapă și burlane metalice, trotuare și zvone din beton. Una funcționare elipsirilor și ventilațiilor, instalațiilor sanitare existente, acestea vor fi scoase în afara șarpantei. Între corpul de clădire existent și cel propus a prevăzut rost de compresiune tasare de 5 cm la nivelul fundațiilor.
cam atunci vrea la medica prezente în grâd, se asigură de către primarul Comunei Bârgărești prin compartimentele de specialitate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Domnul Alexe Ambrozie. De acord. Domnul Balint Eugen. De acord. Domnul Bejenaru Nicu. Da. Domnul Botoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. Nu mai întreb. Botoș Gabriela. Da. Boto Gabriel. Da. Butucaru Daniela. Da. Dorvoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. De acord. Rotaru Ciril. De acord. Stefan Daniel. Da. Și Unguru Viorel. Da. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a devizului general al investiției în fiecare teren multispor 40x20 metri liniar cu gazon sintetic și împrejmuit cu gard la școala gimnazială Dumitru Mărtinaș din satul Pârgărești, comuna Pârgărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economice a investiției în ființare teren multispor 40x20 metri liniar, gazon sintetic, proiectare și execuție și împrejmuire cu gard la școala gimnazială Dumitru Mărtinaș din satul Pârgărești, comuna Pârgărești, după cum urmează. Investiția, valoarea totală a investiției este de 322.000 euro. lei, din care valoarea TVA 51.495,70 lei și valoarea investiției fără TVA 271.030 lei. Valoarea C plus M a investiției este de 264.690,51 lei. Curs euro, aceste valori au fost stabilite la curs euro de 4,7550 lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Alexe Ambrozie. De acord. Sunteți de acord, Alexe Ambrozie? Da, de acord, de acord. Balint Eugen. Balint Eugen. Bejenaru Nicu. Da, sunt de acord. Balint Eugen. De acord. Am înțeles. Botoș Cornel. De acord. Bodea Gheorghe. Botoș Gabriela. Da. Botoș Gabriel. Da. Botucaru Daniela. Da. Dorvoș Valentin. Lenghen Mihai Emil. De acord. Rotaru Ciril. De acord. Stefan Daniel. Da. Unguru Viorel. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea. Asta vine așa. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de investiții pe anul 2020. Se aprobă modificarea anexei hotărârii Consiliului Local 13 din 17.02.2020 privind aprobarea planului de investiții
pentru anul 2020, după cum urmează. La capitolul 70.02.5, locuințe și dezvoltare publică, se modifică denumirea următoarelor obiective investiționale, după cum urmează. Din servicii elaborare, studii de teren și întocmire proiect în vederea realizării obiectivului investițional, înființare sistem de alimentare cu apă potabilă, canalizare și iertare ape uzate în comuna Pârnii, județul Bacău, în servicii elaborare, studii de teren și întocmire proiect în vederea realizării obiectivului investițional, înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în comuna Pârnii. 2. Din servicii elaborare, studii de dezastrate, proiecte abite, în vederea realizării obiectivului investițional, înființare sistem de alimentare cu gaz naturale în comuna Bârgărești, județul Bacău, servicii de studii de fezabilitate, proiect și avize în vederea realizării obiectivului investițional, înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bârgărești, județul Bacău. 3. Din amenajarea fostă septică vitanjabilă în localitatea Bârgărești, comuna Bârgărești, în construire bazin vitanjabil etanj în sat Bârgărești, comuna Bârgărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul hotărâre propus. Domnul Ale Ambrozie. De acord. Domnul Valinte Ugel. De acord. Domnul Bejenaru Nicu. De acord. Domnul Botoș Cornel. De acord. Domnul Bodea Gheorghe. Domnul Botoș Gabriel. Da. Botoș Gabriela. Da. Da. Botoș Gabriel. Da. Botucaru Daniela. Da. Botucaru Daniela. Da. Dorgoș Valentin. Dorgoș. Imediat mă întorc înapoi. Leen Mihai Emil. Da. Rotaru Ciril. De acord. Ivan Daniel. Da. Unguru Viorel. Da. Mă reîntorc la Bodea Gheorghe. Dorgoș Valentin. Bodea Gheorghe mi-a scris mesaj, nu este, nu mai are semnal, dar e de acord. Dar nu, e de acord, bine știu asta, că a fost și la ședința, doar voi și va venit eu. Păi nu am cum să-l întorc înapoi. Măcar acum, dacă este, îl pun la toate. Dar măcar să-i se audă vocea. Haideți, doar voi și va venit. E, lăsați că o să-l, pe domnul Dorgoș, care a venit, este, o să revin la, pentru toate celelalte proiecte de hotărâre. Și ultimul punct pe ordinea de zi. Nu, dar totuși care nu l-am făcut. Corect. Da. Unde este? Bun, proiect de hotărâre privind modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2020. Așa. Se aprobă modificarea anexei privind achizițiile directe pe anul 2020, după cum urmează. La capitolul 2. De la punctul 98 și până la punctul 102 inclusiv, titulatura obiectivului investițional va avea următorul cuprins. Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare
și epurarea apei uzate în comuna Pârlești, județul Bacău. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe. În 2020, după cum urmează. La capitolul 1. Da, la capitolul 1, punctul 122, cutun flexibil două bucăți. Punctul 123, cutun flexibil două bucăți de 30 de centimetri primul de cer. Da, pentru că apăreau două și de ele am zis că dimensiunile diferite. Silicon sanitar, topor, pană de despicat, topor, două bucăți cu lamă de oțel, baros, aparat etilote electronic, termometru digital fără contact cu raroșu. La capitolul 2, punctul 111, extras de carte funciară pentru informare și ortofotoplan necesar întocmirii certificatului de urbanism pentru construire bazin vitanjabile tanș. Punctul 112, servicii întocmire proiect tehnic și instalații aferente pentru construire bazin vitanjabile tanș. Punctul 113, servicii de verificare proiect. Aici trebuie acasă, stați mult. Da, da, da. Așa, servicii întocmire proiect tehnic, DATC și PTH, instalații aferente pentru construire bazin dirijabile tanș. Punctul 113, servicii de verificare proiect tehnic și instalații pentru construire bazin vitanjabile tanș. Punctul 114, aviz de acorduri studii stabilite prin certificatul de urbanism pentru construire bazin vitanjabile tanș. Punctul 115. Este? Sunteți la... Da. Asta e ultima... Da, da, da. Ultima... Punctul 116. Servicii de diligenție de șantier pentru realizarea obiectivului investițional modernizat stradatei Unita Pârcărești, Comuna Pârcărești. Punctul 17. Servicii de diligenție de șantier pentru realizarea obiectivului construire grupul sanitare la școala gimnazială Pârcărești. Punctul 118. Servicii de consultare în achizițiile publice pentru realizarea obiectivului construire grupul sanitare la școala gimnazială Pârcărești. Punctul 119. Servicii de diligenție de șantier pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale statul nou. Punctul 120. Servicii de consultanță în achiziții publice pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea grupurilor sanitare ale școlii gimnaziale statul nou. Punctul 121. Servicii de dirigenție de șantier pentru realizarea obiectivului investițional reabilitare sediu primărie Pârgărești. Punctul 122. Servicii de consultanță în achiziții publice pentru realizarea obiectivului reabilitare sediu primărie Pârlești. Punctul 123. Servicii de dirigenție șantier pentru realizarea obiectivului înființare teren multisport 40x20 cu garzon sintetic și împrejmuire cu gard la școala gimnazială Dumitru Martinaș din satul Pârcărești, comuna Pârcărești, județul Bacău. Punctul 124. Servicii întreținere și reparație echipament IT. Punctul 125. Servicii de consultanță în domeniul managementului implementării proiectului achiziție cume populare pe căminul cultural din satul Borești, comuna Pârcărești, județul Bacău. Și punctul 126. Servicii întocmire documente cadastru, indică topul și indicarea de turismul pentru lucrarea, regularizare și amenajarea acestui satului Borești, comuna Pârcărești. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Domnul Alexe Ambrozie. Da, sunt de acord. Bun. Da, știu. Deci aia am zis. Care am luat două? Poate asta n-ai am dat, adineaul am zis. Așa, deci Alexe Ambrozie de acord. Banii de UGEM. De acord.
prima fază. Bejenambu. De acord. Botos Cornel. De acord. Bodea Gheorghe, am înțeles că și-a pierdut semnalul. Botos Gabriela. Da. Botos Cornel. Botos Gabriel. Botos Gabriel. Da. Dorme. Butucaru Daniela. Da. Butucaru Daniela, domnul Bani. Da. Da. Dorvoș Valentin. Da. Vendi Haemil. De acord. Rotaru Gil. Da. Trifan Daniel. Da. Unguru Viorel. Da. Unguru Viorel. Da. Da. Bun, acum, pentru că am reușit ca să legătura cu domnul Dorvoș. Domnul Dorvoș. Domnul Dorvoș. Da. Haideți o leagă mai spre, pentru că acum vreau ca să vă supun aprobării și celelalte proiecte de hotărâre. Absolut toate, doamnă. Sunteți de acord cu da, sunteți de acord cu toate celelalte proiecte, da, de hotărâre? Doamnă. Da, da. Absolut. Am înțeles, am înțeles. Materialele doar le aveți. La ședința de comisie a fost și chiar eram surprinsă de ce nu am citit. Nu am scris eu procesul verbal și ordinea de zi toată pe caiet. Da, nu, numai puțin vreau ca să mă scuzați două clipe. Am scris eu procesul verbal și ordinea de zi toată pe caiet. Ceva nu mi-e aici. Deci ăsta, da, așa. Bugetul am făcut, indexare am făcut, o scoatere am făcut, construire bazină am făcut, înființare și sistem de alimentare din Ministerul Primăriei. Indicator. Ăsta am făcut acum cu terenul meu. Da. Ăsta a fost, da, sunt toate, n-am avut nimic cu ce-a zis. Nu, nu, a fost aici. Bun, vă mulțumesc mult pentru vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru acceptul dumneavoastră. Dacă aveți depus întrebări sau ceva probleme. Doamne, am terminat, eu termin. Eu pot să închid? Bine, Daniel, da, am înțeles că trebuie să pleci. Da. Am înțeles că trebuie să plecați. La 11 acum am, gata. Am înțeles. Pentru... Da. Da, 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 tot domnul Trifan, da. Da, bun. Dacă revedere, am cineva dintre dumneavoastră, mai are ridicat să plec. Dacă aveți ridicat, vă rog, nu am problemă. O problemă pe care o aveți pe rând. Eu vreau să ridic problema când am vrut, pentru ce am vrut eu să modificăm, să nu renunțăm la punctul 5.
M-ați auzit? Nu mai e, nu am de baterie. O să mă auziți. Vorbească unul, doamnă, păi dacă vorbim toți, nu auzim nimic. Păi dar atunci, haideți să tăcem, ori închidem telefoane, ori să vorbească unul. Așa e, zic că nu am aprobat, dar era trecut și ea pornirea. Doamna secretară, vă rog, spuneți că cei ce au probleme la diverse, să le problemele, că oricum asta nu se aprobă la provizare. Cum asta aprobăm? Dă-i de acord și Nicu să dăm, e de acord și Viorel și da. Toată lumea e de acord, cine ce suntem de acord? Dar să dăm și ceva, să vină cu ceva. Preoții ăștia catolici mereu vor și cu tot. Deci eu vreau ca să înțelegeți, dintre dumneavoastră, numai puțin, vreau ca să înțelegeți că nu se înțelege nimic din ce discutați dumneavoastră acolo. Nimica nu se înțelege. Pentru că vorbiți mai multe persoane odată. Corect, așa e. Deci pentru că, și atunci, pentru că, având în vedere că nu există această conexiune bună și această comunicare, o să vă rugăm ca problemele pe care doriți să le ridicați la punctul diverse, să le faceți în scris, iar noi le vom posta pe site, pe site-ul primăriei. Iar în ședința următoare veți primi răspuns. Sunteți de acord cu această propunere? Eu da. Da. Sunteți de acord? Domnul Alexia Rodie. Da. Ești de acord? Nu sunt de acord, că eu puteam să spun acum. Da? Dar cum a spus. Deci toată lumea este de acord. Da, da, da. 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 Haideți, doamna primar, și închideți lucrările ce nu. Chideți că oricum. Stimat consilier, închidem lucrările ședinței din luna aceasta. Ne cerem scuze pentru că este prima ședință, suntem și noi la început și să sperăm că luna viitoare vom regla toate defecturile acestea. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru aprobările pe care pentru voturile dumneavoastră și Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte. Mulțumesc! Plăcere!